Imagini șocante au fost filmate de un cameraman amator la o coridă din Venezuela. Când au răsărit peste gardul de protecție, direct în tribune, panicați, spectatorii au luat-o la fugă ca să scape din calea animalului furios. O persoană a fost ușor rănită în haosul creat și a ajuns la spital. În cele din urmă, taurul s-a întors singur în arenă. Întregul episod s-a petrecut la un festival anual de coridă din orașul Mérida.